Bine v-am găsit! Sunt dr. Sorina Botescu, medic specialist sănătate publică și astăzi o să vă vorbesc despre piramida alimentară. Piramida alimentară este un ghid de nutriție care schematizează grafic cele mai importante informații pe care trebuie să le știți. Și piramida alimentară este atât de simplă și de frumoasă încât e bine să o învețe și chiar pot să o învețe și copiii. Și din câte știu astăzi, sunt grădinițe și mă bucur pentru asta, unde copiii învață despre alimentația sănătoasă folosind piramida alimentară. La bază, pentru că sunt cea mai importantă componentă a alimentației, se află cerealele, deoarece ele sunt o sursă de carbohidrați de bună calitate și de vitamine și minerale. Pe etajul următor, și de o mare importanță și ele, sunt fructele și legumele, care trebuie de asemenea consumate zilnic. Cerealele, fructele și legumele trebuie însoțite de proteine, iar pe cel de-al treilea nivel avem, pe de o parte, laptele și derivatele, dar de mare importanță și carnea, de asemenea oul, peștele și proteinele de origine vegetală, cum sunt lintea, fasolea, mazărea. Într-o proporție mai mică și ar trebui să se regăsească mai rar în alimentația noastră, se află în vârful piramidei zahărul și grăsimile. De asemenea, piramida alimentară subliniază importanța hidratării și observați chiar sub cereale se află cei 2 litri de apă care trebuie consumați zilnic și pentru un stil de viață sănătos întotdeauna trebuie să ne reamintim și o face și piramida de mișcare și de echilibrul dintre alimentație și mișcare. Am văzut ce conține piramida, acum aș vrea să ne oprim puțin asupra numărului de porții. Pentru cereale se recomandă între 6 și 11 porții, legumele trebuie să fie între 3 și 5 porții, fructele 2 până la 4 porții pe zi, proteinele din lactate trebuie să varieze între 2 și 3 porții, iar carne, pește, ouă, proteine de sursă vegetală, 2-3 porții pe zi. Pentru vârful piramidei nu există un număr de porții prestabilit, deoarece e bine să se consume cât mai puțin. Trebuie să vă spun că alegem numărul de porții în funcție de activitatea pe care o desfășurăm. În orice caz, este bine ca toată lumea să consume cel puțin numărul minim de porții din fiecare categorie pentru a ne asigura toți nutrienții de care avem nevoie, deci pentru a aduce în alimentație și carbohidrați, și proteine, și lipide, dar și vitamine și minerale. Iar pentru persoanele care au o activitate mai intensă, se poate ajunge la un număr mai mare de porții. De exemplu, cei care desfășoară muncă grea sau activitate sportivă intensă, numărul de porții de cereale poate să crească până la 11. Și haideți să vă spun ce înseamnă, de fapt, o porție de cereale. O felie de pâine, un biscuite, reprezintă o porție. Când vorbim de mâncare gătită, jumătate de cană de orez fiert sau de paste făinoase fierte sunt de asemenea o porție. Da? Deci, porția nutrițională este diferită de porția din farfurie. Pentru că dacă la o masă, de exemplu, avem 2 felii de pâine, am pus și 4 linguri de orez, deja suntem către 4 porții de cereale. De aceea insist în ceea ce înseamnă o porție. Haideți să ne uităm și la legume. La legume e poate mai simplu. Porția e un castravete de mărime medie, un ardei, o roșie nu foarte mare sau, dacă vorbim de salate, poate să fie un bol de salată. Dacă legumele sunt fierte, jumătate de cană de zarzavaturi din ciorbă reprezintă o porție sau jumătate de cană de spanac, de exemplu, sau de fasole verde fiartă, este de asemenea o porție.
Pentru fructe, porția e reprezentată de un măr mediu sau de jumătate de grapefruit sau de portocală mai mare, o banană mică sau jumătate de cană de cireșe sau fructe de pădure. Să ne oprim acum asupra surselor de proteină. 100 de grame de carne preparată reprezintă o porție. Da? Deci dacă noi la o masă avem 200 de grame în farfurie, deja numărăm două porții din cele permise zilnic. Dacă vorbim de pește, este permisă o cantitate mai mare, mergând până la 200 de grame. Pentru leguminoase, porția e reprezentată de jumătate de cană de boabe fierte, da? Deci fasole, năut, linte. Pentru lactate, care sunt și ele foarte importante în alimentație, porția este reprezentată de o cană de lapte, de un iaurt, jumătate de cană de brânză proaspătă slabă. Și când vorbim de brânzeturi, cu cât consistența crește și nivelul de grăsime crește, porția scade. De exemplu, pentru telemea, porția este de 50 de grame, da? Pentru cașcaval este de doar 30 de grame și dacă ne ducem la derivatul de lapte cel mai concentrat și mai gras, la unt, porția este de doar 10 grame. Pentru alimentele din vârful piramidei, zaharul și grăsimi, porția, atunci când alegem să o includem în alimentație, este de o linguriță, da? Deci o linguriță de zahăr, o linguriță de ulei. Zahărul este bine să-l evităm cât de mult se poate. Uleiul însă, dacă e de bună calitate, chiar trebuie să existe în alimentația noastră. Așadar, mâncați variat, consumând alimente din toate etajele piramidei, respectând numărul de porții și în acest fel ajutați-vă organismul să fie sănătos, să crească sănătos, să se dezvolte sănătos, să se mențină sănătos. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept și în rubricile următoare.